Bună dimineața! Adică, știți voi, bună dimineața la mine, mamă ce strălucitoare sunt, a trebuit să îmi aprind nebunul ăsta de becuri de pe partea și pe alta, pentru căci e un întuneric de zbare de dintele în ochi, la noi, nu vă văd, pe niciunii. Ce se întâmplă? Ba da, văd ochiul, cine ești? Bine venit, Ciprian. Am de făcut o strigare în dimineața asta. Mamă, deci mă zăpăcesc lumina asta. Am de făcut o strigare în dimineața asta. Vreau să știu dacă a venit mama. Mama, unde ești? Dă-mi semn. Mădălina, bine ai venit și tu. Întreb de mama pentru că... Mama, bun cipi. Mama trebuia să aibă musafiri cu care să se uite la televizor la mine. Musafirii ăștia sunt, cum să zic, persoana aia care în liceu îți rămâne. Bine ai venit, Gabriela. Îți rămâne în spatele creierului, așa. În cazul nostru este vorba despre Magnifica, dar nu pot să văd dacă este aici. Ia stați o leacă să o sun pe mama, pentru că nu pot să-i dau numele Magnificei dacă nu s-a nimerit întâlnirea. Făi, mamă, ești sau nu ești? Bun, Marian. Adrian, Radu, bine ați venit, iubiților! Să rămână! Trebuie să... Mamă, dacă ești, dă-mi un semn. Anca, bine și tu ai venit. Astăzi este 13 aprilie. Este deja a cincea oară când facem live-ul. Știu asta doar pentru că a trebuit să număr. Pentru că mi-a spus cineva, Toanto, pune-le și pe YouTube, pentru că este foarte multă lume, cel puțin în România, care nu vrea pe Facebook. Și atunci... Adrian, bun Adrian! Ana Maria, mamă, deci avem azi full house, cum se cheamă? Bonsoir, bonsoir! Eu beau cafea cu stacana, voi beți ce vreți voi, că eu nu judec, știți povestea și vă rog să-mi spuneți mie dacă beți ceva bun. Cred că am să-mi sting becurile astea, că mă zăpăcesc în ochi aici și în creier. Încă aștept să văd dacă a intrat mama sau n-a intrat. Făi, mamă, te rog frumos, Lușă, dă-mi și tu un semn, drăguța mea, ca să știu că ești acolo. Și dacă ai musafir, dă-mi semn să știu că ai și musafir. Altă viață. Așa. Sandu Conenea avea ceai de roibos. Ai musafir sau n-ai musafir? Ca să spun și eu la lume despre musafirii ăștia, care mi-au umplut așa seara, acum vreo 2 zile, când am aflat căci persoana mea favorită, cea mai preferată, cea mai dragă, cea mai colorată și cea mai așa din liceu, s-a întâlnit cu mama și s-a uitat la videourile mele. Nebuna asta de femeie despre care povestesc este mama. Mama zice, nu are musafir pentru că cucoana a reușit singură. Deci cucoana. Mădălina. Bine ai venit și tu. Cucoana. Tu știi care ești. Te cheamă Madame Bibica. Madame Bibica era așa o apariție, nu pot să vă explic cum, diafană, cu un păr cât o roată de mașină, ia ca așa. Roșu ca flacăra, tencuită, cum nu se tencuia nimeni pe vremea aia, în turcoaz și în vermillon și în din astea. Femeie de la București, fină, nimerită într-un cur de lumini la noi, la Tecuci, care era profesor, și care era din aia, bună ziua, doamna Mimica, și așa, hai sictir. O tipă cu un suflet foarte mare, așa, care, spre deosebire de alți profesori sau alți, mie nu mi-a fost profesor, dar feciorul ei a fost în clasă cu mine și mi-a devenit prieten foarte bun după aceea. Dar madame Mimica era așa, o din aia, cred că cam cum sunt eu acum, bine venit, Andreea. Dar mai du-te dracului, fată, uită-te, domnule, mor, mor, de unde vii, fă? Uite-o, uite-o, Lușa, draga mea, de unde ai făcut-o, fată, și tâmpitul meu? Bine, tâmpitul ei este un super deștept, e medic veterinar acum, un om frumos și el interesant, mi-a fost prieten foarte, foarte bun în liceu. Dar madame Mimica era foarte supărată că tâmpitul ei nu era, mă rog, nu știu cum. Și se lua de maică mea când mă vedea pe mine. Cam aceeași poveste se întâmplă încă și în zilele noastre. Când v-am zis, acum câteva zile, madame Bibica, apariția asta cu sictir și cu sufletul foarte mare și care pe noi ne trata ca pe niște oameni, nu ca pe niște copii în liceu. S-a întâlnit cu mama, s-a uitat la video și acum a devenit fană. Și
și se pare că s-a descurcat să se logheze și ea singură să se uite la videourile astea. În orice caz, Pușa Bibica trebuia să-ți fac strigare că, cum să zic, în liceu de multe ori te gândești, când găsești un om din ăsta care se uită la tine ca la un om și nu ca la o loază sau ca la un copil sau ca la o creatură inferioară, te uiți la ei și zici, băi, am să-mi aduc aminte ce a făcut omul ăsta pentru mine, am să fac și eu ca ei pentru alții când cresc eu mare. Sau poate reușesc să întorc favorul cumva. Eu n-am reușit să întorc favorul Pușa Bibica când n-am cu ce să te ajut sau n-am cu ce să te servesc, în afară de asta, să te întrețin și te fac să râzi, că și tu m-ai făcut pe mine de multe ori, și să-ți fac strigare la live-ul de vineri, gata, am terminat, ca să știți despre ce e vorba. Ana Maria, hai la băute! Hai la părinți, hai la... Așa. Nu știu dacă v-am zis, se poate urmări live-ul video pe fundal, ca la talk show cu nu știu cine. Cum s-a întâmplat la o pomană, care sunteți cu mine de mai multă vreme, știți despre ce vorbesc. Video-ul ăla, nu video, când am ajuns eu pe B1, am fost urmărită în grup la o pomană. Deci, se poate în orice formulă. Asta a fost doar intrat. Bună, Mihaela! Bună, Pușa! Laura, bine ați venit, iubiții mei! Asta a fost o introducere foarte lungă pentru ziua de azi, dar cred că voi știți, știți că mi-e place să fac strigări acolo unde sunt meritate. Mai am strigări astăzi pentru foarte multe lucruri bune și proaste, dar și bune s-au întâmplat săptămâna asta. Și cred că mi-am dat seama, am făcut eu niște notițe aici, mă întrebați cineva ceva, mi-am dat seama că voi puteți să ghiciți cam cum a fost săptămâna și în ce stare sunt eu, după cum arăt. Dacă vi se pare că arăt bine, înseamnă că-s bine. Că la mine totul se arată pe figură, ca și la gânduri, ca și la gânduri. Sănătatea se arată foarte rapid, uite aici. Deci dacă vă place bine și vi se pare că sunt așa fresh, înseamnă că am o săptămână bună. Dacă nu, înseamnă că-i jale și mă înțelegeți, n-aveți cum să vă supărați pe mine. Săptămâna asta... După foarte mulți ani și după video trecut în care a trebuit eu să mă ridic să dau drumul la cheie pe balcon. Bună, Nașa, strigare. Să rămână, Ana Maria. Cami, lumii nu văd, eu văd inimioare și nevoie așa. Bun. Nu e nicio problemă de conectare. Cami, te văd foarte bine. Mariana, bine ai venit și tu. Spuneam săptămâna trecută, m-am văzut ridicându-mă să dau drumul la cheie pe balcon și nu mi-a plăcut de mine. Eu n-am, cum să zic, amoruri din astea și n-am nici ambiții din astea de frumusețe sau nu știu ce. Nu mă mai vedeți. Ia să dau drumul la ușă și ia câtă mai ridicat și mucioare, ca să vă vedeți real. Ia să vedem, poate semnalul. Ceva? Poate ajută? Ia să vedem. Dați-mi semn. Mini. Se închide ușa, stați așa. Să pun un papuc. Ia-te așa, bam. E mai bine așa? În orice caz, m-am văzut... Mă mai vedeți? Iubiților, mă vedeți sau nu mă vedeți? Că eu în reluare mă văd în permanență, deci nu știu despre ce vorba. Spuneam că săptămâna trecută m-am ridicat în picioare să dau drumul la cheie pe balcon. Și nu mi-a plăcut de mine. Eu, în viața asta, totul ok. În viața asta n-am avut ambiții de frumusețe cum au alții. Pentru că, nu știu, mi s-a părut că pe vremea noastră, când n-aveam atâtea mijloace de comunicare la buricile degetelor, când cineva nu putea să-și dezvolte un fel de audiență sau prieteni altundeva, când erai măsurat fix tu cu tine, cu ce ești, cu cum arăți, cu ce faci, fără să ai posibilitatea asta, cum au copiii de azi, să ducă pe un grup pe Facebook unde mai sunt și alții care cântă la drâmbă sau unde mai sunt și alții care sunt make-up artists. Pe vremea noastră n-aveam, acum 150 de ani, când eram eu în școală, drept care lumea pe care o afectai și care te afecta pe tine era în universul imediat apropiat și ce erai, cum arătai, ce făceai, se reflecta imediat în oamenii din jurul tău. Drept care nu exista, nu se putea face separații între hobby-uri sau chestiile care îți plac și tine.
lumea te lua la pachet. Deci dacă te făceai PC, păi erai PC, nu puteai să fii și PC și olimpic în același timp. Nu puteai să te îmbraci în haine scumpe și să te duci să povestești filozofii cu pancării de la Agora. Că nu mergea să combin mai multe chestii reprezentative în aceeași persoană. Și pentru că nu exista metodă să manifesti plăcerile astea sau hobby-urile astea sau, mă rog, alte fațete din tine pe internet, așa cum facem azi, trebuia să reduci din ele și să le alegi pe alea care te reprezintă cel mai tare în ordinea priorităților. Pentru mine, așadar, era mai important să pot vorbi cu oameni interesanți decât să arăt bine. Așa că tot liceul, n-am ieșit din niște, și asta a fost o decizie conștientă, n-am ieșit din... Nu știu dacă se duc în haos, pentru că Ana zice, așa e, acum copiii ăștia sunt super stimulați ca imagine și se duc în haos. Nu pot eu să judec generația asta așa cum mi se pare că nici generația trecută nu avea cum să ne judece pe noi, pentru că diferența în instrumentar și în manifestare este atât de mare, încât nu cred că pot măsura eu exact realitatea lor. Mai ales că ei au crescut cu device-urile astea în mână și spre deosebire de noi, care nu mai ne distram și așa, unii dintre ei sunt foarte motivați, sunt foarte direcționați. Adică cineva care are un canal de YouTube, că acum am început și eu să învăț, cu zeci de mii de abonați și care postează conținut pe care îl creează ei, îl editează ei, asta cere disciplină și timp. Păi eu noi pe vremea noastră duceam la biliard și atâta și fumam pe unde puteam și cam asta era, eu citeam. Dar niciunul dintre noi n-a apucat să-și manifeste vreun talent în vreun fel. Am fost eu la școala de muzică, la pian, dar degeaba. Citeam, dar citeam de una singură, nu exista metodă sau instrument. N-aveam instrumente să împingem hobby-ul ăsta mai departe decât ce era la votul calului. Copiii ăștia din ziua de azi pot, se învață, ei pe ei, cei care vor, fac. Cam îi zice că nu vede comentariile, pentru că nu prea sunt multe comentarii și, nu știu, transmisiune proastă, na, că de la Mexic, unde nici de-aghea să trăia, mă vedeați mai bine. Acum, știu, Ana, că e un pic trist, dar, la urma urmei, fete care vor să-și injecteze buzele de la 16 ani, și la noi voiau să-și le injecteze și să-și facă. Da, eu n-aș face, că eu n-aș face, dar din punctul meu de vedere cred că de asta vrea lumea să-și injecteze buzele și să se macheze, să se tencuiască de așa, nu le mai recunoști, pentru că punem prea mult accent pe frumusețe, pe nu știu, pe perfecțiune. Lumea se ia prea în serios, încep, și pentru că și noi le dăm importanță, lasă frate să-și injecteze. Ce mă doare mie capul, ce-și injectează ea? Dacă fac un caz din chestia asta, o să-i crească în cap ideea și cred că o să se dezvolte în altceva. Atâta vreme cât dai atenție unui fenomen, fenomenul ăla crește, chiar dacă e atenție negativă, părerea mea. Și atunci, exact, prea mult obsesie pe imagine. Prea multă atenție la detaliu, prea mult și ce dacă are capul, și ce dacă are părul, și ce dacă are barba, dacă are tatuajul, dacă are aia, dacă are grăsimea, dacă are fiecare cum știi, frate. Nu e nicio chestie. Atâta vreme că noi de pe margine stăm și ne dăm părerea despre cum ar trebui să fie cineva în corpul lui, păi atunci imaginea va fi întotdeauna o chestie atât de importantă încât lumea o să înceapă să se raporteze la ea și să se identifice cu ea. Bună, Florin! Și cu asta va asta. De-aia niciodată, nu știu, în mod conștient, pe vremea aia, pentru că n-aveam cu ce, n-aveam instrumentar la îndemână, a trebuit să aleg între vreau să fiu persoană așa sau persoană așa. Și din momentul ăla, pentru mine frumusețea... Bine, nici n-am fost cine știe ce frumusețe. Am avut un corp mișto la un moment dat. A venit și Playboy-ul după mine prin facultate să mă târie. Mie mi s-a văzut într-un clip că am două fire de păr sub braț, nu știu ce critici și hate, la fel cum îmi permit să filmez nemachiată. Știu că și mie mi se zic de toate felurile,
dar mai puțin decât mă așteptam, pentru că și-a dat lumea seama că nu mă iau în serios. Atâta vreme cât nu te iei în serios tu pe tine, știți voi cum e vorba aia, dacă nu ți-e frică, n-are nimeni ce să-ți facă. Cum poți să sperii pe cineva căruia nu-i frică? N-ai ce să-i zici, n-ai ce să-i faci, n-ai ce să-l ameninți. Da, frate, îți strigă, zim, cheamă-mă, zim, pe nume, zim, spune că-s proastă, spune că-s urât, trebuie da. Dar pentru mine chestiile astea am hotărât de la început că nu mă afectează, nu mă afectează, încearcă. Iar lumea dacă vede că nu te afectează, nici nu mai încearcă. Deci cam așa și cu imaginea. Atâta vreme cât eu îi spun copilului meu, n-ai voie cu părul lung la școală, păi ăla o să înțeleagă că părul e o chestie importantă. Și în conștiința lui, de mititel, o să înceapă să dezvolte imaginea asta că părul este o chestie importantă. Nu-i. Din punctul meu de vedere, nu-i. Nimic nu-i important. Atâta vreme cât sufli și ai capul întreg, mintea la tine, poți să n-ai o mână, poți să fii urât, poți să fii strâmb, poți să fii... Na. Să fii sănătos și sănătos la cap. Și în rest, na, te descurci. Viața e aceeași pentru toată lumea. Toți ne căcăm, toți vorbim, toți avem aceleași nevoi sociale, toți, toți. De-aia zic, frumusețea e o treabă cu care eu nu m-am asociat neapărat. Da, e fun să te tencuiești. Mă întreba cineva azi, te-ai păpușit? Da, mă păpușit, mă joc. Nu e nicio chestie. Poți să mă joc, poți să mă joc. Și același lucru pentru mine. Eu gândesc la fel, mă port la fel. E adevărat că răspunsurile nu sunt aceleași, dar încerc un pic să mă mai învăț și pe mine și pe alții să treacă de aparențe, că tot aia e. Gata, vorbesc, știți voi, vorbesc numai truisme, da? Chestia pe care, de fapt, voiam să vă spun este că am încercat să țin dietă săptămâna asta și am fost foarte nefericită. Că la mine, cum să zic, greutatea se depune peste tot, adică și în degete, nu-i numai acolo și numai acolo. Deci, atunci când mă îngraș, nu se observă la ochiul meu sau al altuia imediat, dar la cântar se vede. Nu că m-aș urca pe cântar foarte des, dar când văd că nu mă mai încape ceva, zic, ha, m-am îngrășat, nici nu mi-am dat seama că m-am îngrășat, mă urc pe cântar, cam așa ceva. Și săptămâna asta am fost la dietă, sau mă rog, am încercat să fiu la dietă, n-a ieșit foarte bine, am fost și foarte nefericită și m-am hotărât așa că atâta vreme cât carnea e băț pe mine, că e o stare, adică nu-mi tremură nimic, nicăieri, poate mai amânăm treaba asta cu dieta pentru momentul în care o să fie nevoie pentru sănătate. Că dacă nu-i nevoie pentru sănătate, mai degrabă să mă simțesc eu bine decât să fiu frumoasă. Și ai, da, priorități, priorități. Prioritățile mele cam astea sunt. Dar cam asta e vorba și povestea despre frumusețe. Nu știu ce să vă zic despre frumusețe, că imagine și din astea... cum spunea așa în aici... Faptul că cineva are impresia că îi se cuvine o părere la adresa a ce trebuie să fac eu cu corpul meu, machiază-te mai așa, fă-ți păr nu știu cum. Măi, da, te-a întrebat cineva. Și de ce crezi tu că părerea ta contează în viața mea și în, cum să zic, în contextul în care mă aflu eu? De ce crezi că ai dreptul, bine, păreri, avem cu toții, vă dați seama, n-am cum să contest dreptul la opinii. Dar deci crezi tu că ai dreptul să ți-o exprimi? Te-a întrebat cineva? Când merg pe stradă și îmi spune cineva, păi, dar zâmbește! Îmi vine să dau geanta în cap! Și eu zâmbesc ușor, adică voi știți, nu mă... Dar de ce nu zâmbești mai des, păpușa? Aleu, dă-i! Da, vorbim de pușa, tot mă văd pe pușa și nici nu văd niciunul dintre neamuri, pușa, bibica, ți-am făcut strigare degeaba, ia câtă, iar mi-am bătut gura de pomană. Cu strigări la oameni care nu-s. Fac țară, tuții. Uite, fata, mă omoară! Din asta. Ia uite-o zău, ia uite-o zău, se uită la mine rău, măi. Cam așa era Bibi. Parcă n-am iubit-o eu, parcă n-am iubit... Ildico zice, salutare. Mă cam oftic că nu văd emisiunea live, dar o să mă uit. Ana Maria, vă leu! Sunt multe, nu apuc să vi le citesc toate chiar așa și mie mi se fâlfâie pana mea, 40 de ani, nu știu că părerea mea, într-o 25 minute în care vorbesc de niște lucruri, tot ce poți vedea e că sunt nemachiată și am două fire de păr în plus. Foarte bine! Lasă să vadă treaba lor!
Eu am mai spus treaba asta și cred că o repet și poate vă ajută și pe voi cu ceva. Câteodată sau de multe ori, comentariile neconstructive din viață, din slujbă, de oriunde, neconstructive, spun mai multe despre ăla care le face decât despre ăla care le primești. Deci dacă tu, din tot video-ul meu despre politică, despre aia, vezi că am o coadă care nu-i simetrică, păi asta spune ceva despre tine. Nu zice nimic că eu m-am machiat strâmb, dar spune despre tine că tu numai pe aia poți să te focusezi. Cam așa. Deci sper că ajută. Săptămâna asta, hai să vorbim un pic despre săptămâna asta, am să vă arăt și parfumurile, ca să vă explic și care e treaba cu parfumurile de daci cu voluntariatul. Am foarte multe de discutat azi și văd că n-am niciun spor, limbarița de la început până la uite, dacă rămâne direct. Nu știu, Pușa, hei, aici, Doina Ursu. O știu și pe asta, Doiniță, o vezi că te știu. Bine ai venit, nu te-am mai văzut până acum. Mamă, câte strigări am de făcut azi. Mai fac o strigare, dar n-am să-i dau numele. Cineva care mi-a scris pe Nastinas, cred că să trecem la parfumăraie. Trecem și la parfumăraie, dar stai că mai am o leacă. Stai că mai am un rest ceva pe limbă. Mi-a scris cineva săptămâna asta, cred că după ce a văzut live-ul meu, primul live pe care l-am făcut împreună și l-am pus pe YouTube. Cineva mi-a zis, pune-le și pe YouTube pentru că multă lume nu te vede, nu e pe Facebook și nu te vede, n-are cum să te vadă decât dacă le postezi altundeva. Deci, m-a învățat cineva cum să le dau jos pe Facebook și să le uploadez și pe YouTube și cineva a început să le urmărească. Deocamdată nu le-am pus decât pe primul video, că durează. Și mi-a scris cineva și să-mi zică, hai să-ți dau și eu niște bani pentru drum bun. Dacă n-ați văzut primul video sau al doilea, nici nu știu despre care e vorba și în care povesteam. Drum Bun este o fundație foarte mică, deci o fundație non-guvernamentală, de caritabilă, pe care am pornit-o eu acum niște mulți ani în urmă, cu scopul să fac un proiect caritabil pe an. Gândindu-mă că dacă fac așa, în 20 de ani o să rămân și ceva de pe urma mea, să am ce arăta la lume. Sau nu! Am făcut și eu un căcabăț în viața asta. Că copiii face toată lumea, acasă și ia toată lumea, poate plantăm un copac toți, dacă așa, dacă avem inspirații, știți voi ce zic. Și, mă rog, mi-a spus cineva să-mi dea bani pentru drumul. Și a zis, n-am nevoie acum de bani, că n-am niciun proiect pe rol, am uitat să beau cafea, n-am niciun proiect pe rol, deci nu-mi da, că n-am ce să fac cu ei. Bine ai venit, Amalia, Mioara, Doința, și tu mă știu, știu că mă știi. Și fata a insistat. Da, da, lasă-mă să-ți dau acum, că poate mai târziu nu am. Chestii pe care și eu o zic foarte des. Când am, dau, acum, și mai degrabă să fie altul mie dator decât invers. Nu i-am luat pentru că, într-adevăr, nu am, pentru că au mai fost câțiva oameni buni la inimă și la cap, care s-au gândit fix la asta și au zis să-i ții acolo pentru administrativ. Na, că eu trebuie să plătesc la bancă din asta de management, articole de încorporare, chestiile astea de nu știu ce, taxe, în fiecare an trebuie să plătesc. Taxele sunt mici, dar se adună, că le dau toate din buzunar. Și atât aveam să zic că mi-a oferit cineva bani pe degeaba. Nu i-am luat, dar apreciez foarte tare gestul. Tot săptămâna asta, cineva care acum este live, a deschis o discuție despre invidie și mi-a zis, vrei să știi că te invidiez, dar nu în sensul rău. S-a nimerit că tot săptămâna asta, eu am zis, cred că la și în câteva comentarii așa s-a nimerit și la video-uri de marți, cred, da, am zis eu altcuiva, vai ce vă invidiez sau vai ce te invidiez. Și bineînțeles, foarte prompt, mi s-a atras atenția. Nu mai zice că nu-i frumos, invidia este păcat, nu știu ce. Vreau să fac o clarificare și mi-ar plăcea foarte tare ca atunci când mă auziți spunând ceva chestionabil, scandalos, să mă întrebați despre ce vreau eu să spun de fapt. Nu să credeți că ați înțeles întotdeauna. Întrebați-mă, că eu sunt bun. De obicei, intențiile mele sunt bune. Când spun invidie, eu, cel puțin așa o văd eu, invidia este, mi-aș dori și eu. Mie mi se pare că invidia este un sentiment absolut natural. Mi se pare că e un sentiment pe care îl simte toată lumea care își dorește ceva, orice, și vede la altul. Dacă eu toată viața mi-am dorit
Țâții? Și eu vă bea alta cu implanturi, vreau și o țâții, nu? Dacă eu toată viața mi-am dorit casă la mare, de câte ori văd cineva și-a luat casă la mare, nu știu, chestii. E normal. E normal să simți că vrei și să ți se aduc aminte că vrei și tu. Doar asta este, ce obține asta e sentimentul. A, da! Și mie mi-ar plăcea foarte tare. Deci, e practic momentul ăla în care eu mi-aduc aminte că vreau chestia respectivă, că mi-aș dori eu. N-are nicio legătură cu să moară crapa capra vecinului. Pentru mine, cel puțin. Că eu când te văd puținii că ai, mi-aș dori să am și eu, dar nu sunt supărată că ai tu. Cam așa, pentru că din punctul meu de vedere, eu n-am să am niciodată mai multă lumină dacă îți sting ție becul. Practic, cam așa e. Și asta e și diferența între comentariile constructive și comentariile negative. Cineva a făcut o treabă bună pe Facebook toată săptămâna asta, că s-au întâmplat toate așa de-o grămadă, de-a grămadă. Cineva care urmărește diversi youtuber români și care a postat pe Facebook un post în care spunea: apreciez foarte mult ce faceți voi, știu că e muncă multă, vă mulțumesc, cutăriți, 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 cutăriți. Bine ai venit, Ramona. Cu taguri. Astfel încât toată lumea a văzut pe ceilalți și na. E mare lucru. Pentru că majoritatea postărilor pe care le văd eu, și acum fac fix ce zic eu că n-ar trebui să fac, dar așa pentru puterea exemplului ca să mă înțelegeți, este diferență mare între mamă ce de rahată sunt următorii, vai ce distruși parlamentarii, vai ce viață de căcat, vai da alții, dacă ar vedea alții pe ce, să vezi ce fac alte fete pe alte, așa. Asta e un mod de abordare și eu îl înțeleg foarte bine, pentru că ajungi la exasperare. Trebuie să spui pe gură ceva când te enervează ceva foarte tare. Alternativa ar fi să nu vorbești deloc despre chestiile care nu-ți convin sau te râcâie și să vorbești despre chestiile care îți convin, care îți plac, care îți aduc un strop de bucurie. Pentru că eu cred că există transferul ăsta de energie pozitivă pe care ne-o autoinducem. Deci eu dacă aleg să vorbesc numai despre ce îmi convine, iar dacă nu convine nimic, nu spun nimic. Decât să vorbesc numai despre ce nu-mi convine. Mi se pare că alimentez starea asta de ne... cum se cheamă? Nemulțumire, practic. Bine ai venit, Raluca. Bine ai venit, Florentina. Mi se pare că alimentezi starea asta de nemulțumire și de disconfort și de silă, că ți-ți face greață la un moment dat când vezi atâta. Aha. Și aleg să recanalizez chestia aia către un lucru care mă face să mă simt bine. El deja îmi place, dar dacă îl și spun pe gură, parcă mi se dublează, nu știu cum să zic, plăcerea și mă alimentez din treaba aia. Și am spus fetei astea, zic, tu ai făcut o chestie foarte bună, zic, puteai să spui, cum spune alții, mamă ce distrus pe canalul cu tare sau vai ce trend aiurea că toată lumea nu vorbește decât despre așa ceva, mi-ar plăcea să văd altceva. Și în loc să zici așa, ai zis, uite aștia să ia care fac treaba bună, mulțumim. Plus că, să nu vă zic, am legat și o prietenie. Așa, din așa, eu m-am uitat la el, bineînțeles, el s-a uitat la mine, dintre toate eu sunt cea mai varză pe acolo și sunt cea mai new kid on the block, cea mai nouă. Pentru că fete cu greutate, cu coanii, na, cu, care fac treaba asta de multă vreme, care au abonați foarte mulți, care sunt foarte specializate și așa mai departe. Eu copilul ploie pe acolo. Dar am legat o prietenie nouă, pe câteva deja le știam pe doamne. Voi vă știți care sunt, că văd că sunteți toate aici. Dar una dintre ele nu o știam decât eu pe ea. E loc pentru toată lumea, exact. Ana, tu știi ce zic eu. Este loc sub soare pentru toată lumea. Și am legat o prietenie nouă, cineva care este foarte simpatic. N-am să-i dau numele că așa, dar și eu sunt specializat așa, numai că sunt nouă. Sunt abia născut acum. Fraților, avem 5 luni de nas de nas. Eu zic că de o viață fac treaba asta, dar sunt numai 5 luni, în care totuși, na. Da, copilul ploie. Deci, tu, ne-am prietenit, am stat la cafea, chiar dacă nu în persoană, așa cum mă gândeam eu că o să stăm.
pentru că ea e și ea în California și stă într-un oraș care sună la fel cu orașul din lângă mine de aici. Și m-am gândit, mamă, gata, ne întâlnim, ieșim la gogoși, la cafea, stăm la povești. Dar nu, ea stă pe lângă Los Angeles, undeva. În orice caz, e o simplu postare pe care cineva a ales să o facă. Pentru că așa gândesc ei, în loc să critice ce nu le place, laudă ce le place. Și din asta, uite, ești o chestie foarte bună din punctul meu de vedere. Eu vorbesc egoist acum, dar pentru mine ești o treabă frumoasă. Dacă puteți, gândiți-vă în termenii ăștia. Când aveți ceva de zis, chiar dacă este același lucru, spuneți-l din unghiul pozitiv. Dacă puteți. Eu am să încerc să fac la fel. Pentru că, din nou, nu am eu mai multă lumină. Nu strălucesc eu mai tare dacă sting lui ăla becul. Foarte înțelept. Astăzi este zi. Merge și Radio România Muzical. Mamă, ce caunse așa toate. Nici nu știu ce se întâmplă, dar e de bine. Da. Bun. Trecem la partea cu anunțurile și cu parfumurile și cu destrăbălarea. Am să folosesc această ocazie să vă spun că weekendul ăsta trebuie să filmez holul pe martie. Holul pe martie este atât de destrăbălat încât am să-l sparg în două bucăți. Astăzi vorbim despre o jumate, pentru că jumatea asta este disponibilă ca parfumuri de dat voluntarilor de care am eu nevoie. Și dacă ați văzut anunțul meu de acum câteva zile, sărumna Bianca, de la soacră mea, cercei din anii 80, numai strasuri, sclipicioase de... Așa, că și-o scurs soacră mea, e tot nebună, e ca mine. Așa, spuneam în postarea de ieri, cred, că am nevoie de ajutoare. Eu am mai vorbit despre despre treaba asta cumva, cred că o dată sau de două ori, cerând voluntari sau solicitând ajutor de la voluntari și s-a oferit destul de multă lume, numai că până la sfârșit au rămas doar 4 pe care cărora le mulțumesc foarte tare și pe care v-am pe răgoși acolo, că e mare lucru să, da, să sari când are lumea nevoie. Numai că eu am nevoie de mai mult de 4. Astfel că mi-am dat seama că totuși poate nu-i corect să vă cer ajutor pe degeaba și m-am hotărât să vă plătesc în parfum, că asta am. Deci jumate din holul de martie, în special, adică sunt parfumuri designer toate, merg la lista cu parfumuri de dat. Să vă explic un pic regulile, pentru că eu le-am scris acolo, dar ori nu are lumea timp să citească până la capăt, ori se grăbește, ori nu știu care treaba. Mi s-au încălcit pe aici niște treburi. Foarte mulți mi-ați scris să mă întrebați, da, cum fac? Eu am zis că scrie acolo, dar dacă nu o să înțelegeți, să mă mai zic cu gura, poate așa deveni mai clară treaba. Facem în modul următor. Eu am creat o listă de parfumuri pe care am să vi le arăt acum, pe care sunt dispusă să le dau. 4 dintre ele au fost alese de cei 4 care și-au oferit serviciile pe gratis și mi-au confirmat că mă pot ajuta, pentru că așa e corect, scuză-mă, de ce să îi plătesc pe alții și pe ei nu, nu? Dacă tot mergem pe direcția asta, atunci toată lumea primește parfum și rar își zice salut Anca, nu știu care e Anca, și cei din America și poate în România, da, asta e de la bunica, poate. Anca, vezi că te caută Rareș. Ia uite că se leagă prietenii la mine pe comentarii, la chipul așa. Am să vă arăt parfumurile. Am creat o listă online cu toate parfumurile astea pe care le pun la bătaie. Dacă vreți să voluntariați pentru un nas de nas, cu muncă de cercetare, deci dacă știți un pic de engleză sau italiană sau franceză sau spaniolă sau germană, îndeajuns cât să vă puteți căuta pe internet și să găsiți ceea ce îmi trebuie mie. Așa. Cred că o să dureze, în funcție de ce temă vă dau fiecăruia, o să dureze munca asta, o să vă ia cam 8-10 ore, cam așa, pe care le puteți lucra pe parcursul următoarelor 2 săptămâni, cam așa, până la sfârșitul aprilie. Salut, Anca, bună, Rareș, deci discuții în direct în comentarii, eu vreau să văd unde merge treaba asta. Poate dăm și de bou la nuntă, că doar ce. Rareș cu Anca? De unde vă cunoașteți? Hii! Nu trebuia să zic. Bun. Lista este online. Linkul l-am pus în comentarii și am să vă mai dau și în comentariile de la bună Gabriela, de la video-ul ăsta. Dați click acolo și vă uitați la lista de parfumuri. Dacă vă sură de vreunul și, așa cum am spus, aveți de dat
8-10 ore de muncă pe calculator, de cercetare, în următoarele două săptămâni, ca voluntariat la NAS-TE-NAS, vă rog să faceți următorul lucru. Și am venit cu regula asta întrebând în stânga și în dreapta, pentru că vreau să fie corect pentru toată lumea. Duminică la ora 10 dimineața, îmi scrieți un e-mail și cu turbanul din solidaritate, să rămână, cu gogoașa. Îmi scrieți un e-mail la adresa pe care am să o vă las aici, este anadana.stosan@gmail.com, cu cele trei opțiuni ale voastre. Nu mai devreme, vă rog frumos, pentru că vreau toată lumea să aibă aceleași șanse. Vreau toată lumea care ar vrea să vadă sau să ajute foarte bine, să apuce să vadă acest e-mail, să vadă postarea mea, am să pun și pe YouTube astăzi, și la ora 10:30 sau 11 sau 12 ziua ora României, duminică, am să intru și am să văd. Primul e-mail care intra la 10, ia-ți văd care e prima opțiune. Asta. Deci asta și parfumul ți-l pun ție deoparte. La 10:01 a intrat următorul e-mail care și-a ales parfumul Xulescu. Merge la Xulescu și așa mai departe. Nu știu altfel cum să fac procesul ăsta corect. Și dacă ați învățat ceva despre mine până acum, mine nu mă rabdă rânza. Și știu că cu unii dintre voi sunt mai prieteni decât cu alții, că am vorbit, că am împărtășit, că nu știu ce. Nu pot să fac discriminări, îmi pare foarte rău. Toată lumea e în aceeași boală. Iar dacă vrei să ajuți pe degeaba, asta e altă poveste, vă dau tema de azi. Povestim, dacă nu vă convine niciunul dintre parfumuri, na, pe fiecare cu gusturile lui, primesc. Nu zic nu la ajutor. Dar dacă vreți să faceți treaba așa cum vrea toată lumea și să primiți parfumul la sfârșitul temei, atunci urmărim aceeași linie. Deci, vorbesc foarte mult, sper că a fost clar. Am parfumuri de dat unor oameni care au timp și disponibilitate să mă ajute. Lista va fi în comentarii la 10 dimineața, ora României, duminică. Trebuie să-mi scrieți e-mail la anadana.stosan@gmail.com și să-mi spuneți ce știți voi, ce limbă preferați și care sunt cele trei opțiuni în ordinea preferințelor. Punem trei ca să fim în siguranță, așa, să fiu sigur că fiecare primește ceva. Ca la intrarea la liceu pe vremuri, cam așa ceva. Bun, haideți să vă arăt. S-au încheiat comentariile, înțelegeți? Are sens ce spun sau vorbesc aiurea? E clar ce spun sau nu? Nu știu. Cred că s-au întrerupt comentariile din nou. În orice caz, haideți să vă arăt parfumurile de dat. Ele sunt și pe listă, dar să le vedeți la ochi, așa. Au. Foarte clar, bun. Foarte clar, foarte corect. Ui, de capul meu! Unde vedeți cutii din astea, mai spun în spate. Unde vedeți cutii din astea, îți prind parfum și îți parfumuri de dat. În general, mail-ul e făcut duminică la 10, îi dai send. Foarte bine! Bun, Bianca zice, Sandu Cornelia, dacă cei patru au ales, de ce nu pot face cei care te urmăresc acum? Cei patru au ales pentru că cei patru erau dispuși să mă ajute fără bani, fără plată, fără nimic. Iar cu ei deja confirmasem că am nevoie de ajutor, ei îmi confirmaseră mie dinainte. Da? Ei sunt cei patru care s-au voluntariat, înainte să mă hotărăsc eu să plătesc în parfum. Iar dacă eu plătesc în parfum pe toată cealaltă lume care vine doar pentru parfum, mi se pare corect că ei trebuie să primească ceva mai mult. Și singura chestie la care m-am putut gândi a fost să aleagă ei primii, de aia. Pentru că oamenii ăștia erau dispuși să mă ajute atunci când am cerut ajutorul, ăștia sunt cei care s-au oferit. Radu Florin s-a apucat și pe el nici măcar nu-l plătesc. El e unul dintre ei care au zis că vor pe degeaba, dar găsesc eu ceva să-i dau și lui frumos. Da, tu te-ai apucat, clar. De-aia, înțelegi acum, mama mică, de ce? Mi se pare așa mi se pare corect. De-aia, sunt oamenii care ar fi lucrat pe degeaba și mi se pare normal să recompensez ajutorul, chiar dacă încă n-a venit, dar oferta. De-aia au ales ei primii. Da,
Corect, nu sunt în aceeași oală. Ceilalți au răspuns, abia când am pus parfum la bătaie. Bun. Și mi se pare corect, acum fiecare are priorități. Na, nu judec pe nimeni, nu sunt dezamăgită, nu nimic. Atâta doar că vreau, cum spuneam și mai devreme, să recompensez, nu știu, știți voi ce zic, nu? Ce nu? Nu-i clar? Deci mama mă înzăpăcește. Ce vrei, Cornelii? Ia zi-mi, ce nu-ți convine? Vreți să-i scot de pe listă și să le dau lor parfumuri mai bune? Că la urmă urmează parfumurile mele și vreau să iau, să se diferențieze între ea care... E? Nu știu, de ce-i supărat tare mama mea? Am să încep, am să încep cu parfumurile. Ia să vedem cu ce începem. Cu parfumurile în ordinea în care îmi vin la mână. Coach, ăsta este discontinuat, Coach Legacy, a fost deja revendicat de unul dintre cei patru. Uite-l aici, cole așa, am să pun, ar trebui să fac, o să trebuiască să fac cu lipcios. Am zis, Clyde Christian, 143, da, bine. Poate-ți dau, poate-ți trimit o fiolă. Ăla a fost revendicat. Ăsta a fost revendicat de Dorina, ăsta e duende despre care vorbeam. Și am mai ales încă ceva, dar ăla este la haul și vi-l arăt imediat. Ce mai avem aici? Mai avem GOZ, care e din nou, ți-am dat un fâs și gata. Care e un oriental, arată așa. Să faci diferența între cei care, cei de aici... Să fac diferența între cei de acum și cei care acum se plimbă prin parc. Nu are nicio legătură cine unde urmărește, pentru că m-am hotărât să deschid chestia asta și celor de pe YouTube. Și atunci va trebui să fie în reluare, pentru că așa e. Atâta vreme cât duminică la 10. Eu nu dau parfum în direct, Sandu Cornelia, care este mama mea. Deci mama mea îmi face zile mare azi. Nu înțeleg ce nu înțelege și de ce se pare că e incorrect. Mai ales că anunțul l-am făcut ieri, deci n-avea nicio legătură cu live-ul. N-are legătură cu live-ul. Nu le dau pe degeaba, acum. Jose, astea sunt cele două vintage-uri de la Estée Lauder. Vă spuneam acolo două sticle. Ăsta este discontinuat, să găsești foarte greu. Pe eBay încă îl mai găsim, na, că lumea l-are. Iar used to se găsește și încă se face. Numai că, uitați-vă la culoarea asta. Noi am vorbit odată despre dacă se învechesc parfumurile sau nu. Eu nu am văzut când ai postat și fără parfumuri ca să știi că mă băgam, dar uite, acum scrollez și nu văd. Duem de parfumul care ți-ar plăcea să te dai în capul de picioare. Cinnabar de la Estée Lauder este un oriental foarte greu. Amândouă sunt foarte grele, sare căciula și când le vedeți așa închise, să știți că de obicei se întâmplă de la vanilie. Deci vanilia adevărată se învechește în felul ăsta. De asta și Alimaro ajunge aproape negru, de asta Used to și Cinnabar ajung aproape negre. Mă rog, astea sunt vintage-uri pentru cei care n-au probleme cu, cu vintage-urile. Și merg la pachet împreună. Burberry Touch, despre care am vorbit, cred că am făcut primele 3 ceasuri bune cu ele. Bărbătesc. Ia să vedem. Yves Saint Laurent Saharien. Că tot vine vara. E foarte Yves Saint Laurent. Uite așa. Deci le vedeți, unele dintre ele au fost testate de câteva ori. Cred că nu vă supărați, că vă știți că eu fac treaba asta. Altul discontinuat, alt oriental. Ăsta seamănă cu, ăsta e Cașaia de la Kenzo, e un parfum foarte bun, de la un nene foarte deștept, arată așa, mie mi-a urât sticla, tare, dar nu știu de ce, la treaba asta. E un oriental care seamănă, un oriental condimentat, la nasul meu seamănă foarte bine cu Crazy de la Criția și mai seamănă foarte bine cu buzele de la Salvador Dali, Dali de la Dali. Ăsta e mare, discontinuat, nu se mai găsește. Și ăsta e de dat. Ai că tot ce e aici de dat. Altul discontinuat și rar, Minșu Flor Rar de la Yves Rocher. Cineva m-a întrebat dacă am de la Yves Rocher.
Multă lume mă întreabă dacă am de la Avon și după aia caut și văd că ei sunt reprezentanți Avon. Nu-mi place treaba asta, ca să știți de la mine. Dacă tu vinzi ceva, nu vini să primești publicitate gratis fără să-mi spui, sunt de la Avon, domnule, și nu știu ce să recomand la clienți. Că dacă e bifață, e bifață. Dalica e un clasic, da. Și pe ăla am vrut să-l pun în cutie, dar după aia l-am luat înapoi, pentru că nu știu ce. Chiar zilele astea... Deci ăsta e Meng Shu Florurat, discontinuat de la Yves Rocher și ăsta e foarte frumos. Multe dintre astea sunt foarte frumoase. Ăsta este un Jimmy Choo, Jimmy Choo, fără dop. Avea dop, am dopul prin casă, dar nu știu unde-i. Și ăsta a fost revendicat de unul dintre cei patru. Avem, nu știu ce aveți, că nu mai așa. Parfum Gre, Lumière Noire, greu este cel care a făcut cabotinul. E o casă bună, din când în când scoate niște chestii deștepte. E, i-a căzut chestia. Nasol. Lumière Gre, Lumière Noire de la Gre. Mai departe, ia să vedem. Girl, de la Will Ferrell. Ferrell Williams, I'm sorry. Care e în cutie, cum îl vedeți, l-am dat odată sau două ori, seamănă cu Coco Mademoiselle. Cam așa. Ăsta arată foarte simpatic, dar este în cutie, l-am fusit o singură dată, deci Ferrell Girl. Se cheamă Girl, dar este unisex. Căutați-l. Căutați-l. Și este în același registru cu Stash de la Sarah Jessica Parker, care este un ulei parfumat. Deci, dar oare ce am? M-am prostit. Cred că vorbiți rău de mine. Discăp eu din mână așa, de toate. Stash de la Sarah Jessica Parker. Voi știți că eu nu le-am cu designerii și cu celebritățile. June 16. Acum mai faceți și comenzi, Alina. Deci asta e așa. Mă scuzați puțin, tot apare ceva aici pe ecran și n-am... Gata. Bang. Așa. Să vedem. Oscar de la Renta Gentleman, pe care vi l-am mai arătat. Mă omoară sticla asta, îmi place foarte tare. Așa. Ia să mai vedem. Amway. Considerations. Asta o ia spre... Asta o ia spre iubitul meu, Iop. L-am căutat foarte, foarte mult pe nenea ăsta, dar seamănă într-atâta încât nu... Bună, Iulia! Seamănă într-atâta încât nu trebuie amândouă. Considerations de la Amway, un pic mai amar puțin decât Iop al meu, adică Iop al meu, eu pe care l-am prezentat eu la top 10. Și discontinuat se găsește foarte greu, sunt unii care îl caută ca dezmetici, a trebuit să fac licitații cu ei pentru asta, dar l-am prins, e foarte frumos. Asta e un Soir de Paris de la Bourjois, e făcut acum 100 de ani, cred că prin anii 30, ăsta nu e vintage, ăsta e o variantă modernă, l-au făcut reissue, ăsta deja e împachetat cu... Nu-i, am crezut că e... Mai are parafilm, este foarte frumos. Deci ăsta e un parfum care mă nebunește. Numai că eu am o grămadă. L-am și pe cel vechi, am și unul într-o sticlă care arată ca un bullet, ca un glonț așa lung. Deci am destule, pe ăsta pot să-l împart. E unul dintre cele mai frumoase de la Bourjois, părerea mea, pentru că e compus acum 100 de ani. Cum am zis, Bourjois-ul, ia să vedem, David Beckham bărbătesc. Așa, ce mai am? Island Gardenia. Ok, mai am un grup de sticle. Oare asta era împreună? Nu știu. Clean, hai să luăm așa. Nu-i bine. Cred că oare... și mai am asta. Fendi Fendi, care e un aftershave. Varianta vintage. Bărbătesc. Bine ai venit, Ana. Soar de Paris de la Bourjois, Hedge, căutate la cândva. Da, e frumos. E frumos tare. Uite și Radu zice că da. Fendi, frumos.
bărbătesc aftershave. Și cred că astea sunt din cele pe care deja le aveam. Ce urmează este parte din destrăbălarea de pe, și anume, martie. Și cu ocazia asta o să facem și jumate de haul. Deci dacă îți vrea lumea să vadă haul-ul, o să trebuiască să uite la două videouri, pentru că ăsta e și face parte din haul-ul pe martie. Nu știu dacă vă aduceți aminte că am zis că am avut o zi proastă și m-am dus și am cumpărat de la o tanti 50 de sticle. E, astea sunt parte din cele 50. Și am să o iau în ordinea numerelor de pe tricou, cum încad la mână, pentru că și așa sunt foarte multe și ne descurcăm. Din nou, toate sunt puse la bătaie pe lista de parfumuri pentru voluntari. Și o luăm așa. Infuzion de tubeoz de la Prada. Bang, 100 ml. Nouă nouță, l-am spre de două ori. Mai departe. Calvin Klein, Euphoria, nu, Eternity Moment, pe asta nici nu l-am spuneat că am Eternity, sunt sară ochii în toate formele, nu știu cum trage la mine parfumul ăsta de mama lui, deci nou nouți în cutie. Mai departe, ăsta e 30 ml, cred, Mai departe, ăsta e holul pe martie, n-am să vă povestesc despre fiecare, că ui o razna și cred că și voi. Pretty Petals de la Ellen Tracy, care e un floral foarte lejer și care arată așa și Ellen Tracy e casă de pe aici. Îmi dă cream. Și foarte multe florale și un pic de strugure. Așa am de la nas. E frumos și lejer și e unul dintre ele care nu te ofensează, cu cât, adică poți să dai mai multe fusuri fără să-ți sar căciula. Mai departe, Flower Candle, care este o ediție de vară limitată. Eu nu l-am găsit decât, bine ai venit, Adelina. Dăm parfumul pe degeaba, adică nu pe degeaba, vă pun la muncă. Asta este Candle Flower, dar este Summer Edition și arată așa. E un pic mai pudrat, vai ce frumos e. E un pic mai pudrat decât Kenzo s-a, și să mă ierte la cine o să ajungă, ăsta trebuie să-i dau un fâs, că e prea frumos. Așa. E o ediție foarte frumoasă și limitată. Mai departe. Clean, First Blush. Clean e de pe aici. E o firmă cam cum e... Body Shop, aș zice. Și First Blush. Hai, pe ăsta nici nu l-am mirosit. A ce-mi seamănă? Tare. Teodadu? Eu nu sunt de dat. Teodadu, tu pe mine mă vrei. Îți doresc succes. Chiar sunt curios. Kenzo, Coninelli, Adelina Manea. Ăsta... Îmi dă foarte bine ceva, dar trebuie să-mi aduc aminte AC. A ce îmi seamănă asta? Cred că am să mă scurt ce-o pitez. Prea multe nasuri am dat azi. Mă gândesc și vă zic. Că nu mi-aduc aminte. Acum stă pe limbă și nu mi-aduc aminte. Valentino Valentina, care a fost revendicat de unul dintre cei patru. Așa că merge. Valentino Valentina este un pudrat. Teodadu, are cine să mă vrea? Ha! Și dacă nu mă vrea nimeni, eu mă vreau. Adică, nici o problemă. Așa. Ăsta este Orange Flower Oscar de la Renta, care e frumos tare. Deci, Oscar ori o dă bine, ori o dă nasol. N-a mai dat-o bine de mult vreme, zic eu. Că pe vremuri avea de-al de rumba, de-al de din astea. Era o deliciozitate. Dar... N-am mai dat-o bine de mult. Ăsta este foarte frumos. Deci un neroli care dă bine. Nu sună foarte comercial. Nu dă chimic. E... Bine, e adevărat că nu am avut timp să-l las să se dezvolte, pentru că, v-am zis, 40 de parfumuri într-o cutie, plus încă altele de la schimburi și așa, pe martie a fost destrăbălare. Dar, mă rog, și ăsta este de dat. Un neroli frumos. Mai departe, Rock and Rose. După cum îi zice și numele, un trandafir. Tot de la Valentino, care arată așa, a fost consumat un pic.
Cred că începe nasusul meu, razna că văd că începe să se, să se închidă. Să închide din când în când. Rock and Rose. Și ăsta e tot de dat. Valentino. Lumia roz. V-am arătat și lumier noir. Asta e lumier roz care încearcă să o ia spre, spre un prandafir pudrat. Culoarea asta mă nemnește. E ca la... Bunotilia. E o piersic așa. Și un trandafir delicat. Lumier roz de la Gre. Același care a făcut cabotinul și caboșarul. Așa cum v-am zis. Și ăsta e tot de dat. Mai departe. Prada Infusion Diri. Toată lumea a cumpărat infuzia asta de iris de la Prada gândindu-se că o să primească iris sau oris. Bine a venit Cristina. Mamă, deci suntem full house, full house. Arăt la lume parfumurile de dat celor care vor să mă ajute cu treabă. Să fac voluntariat la nas de nas. Pentru condiții, vă uitați de la început sau îmi scrieți e-mail la anadana.stosan@gmail.com la ora 10 dimineața, ora României, duminică. Bună de ea. Să-mi spuneți ce vreți din lista pe care am să vă las mai jos. Infuzion diris de la Prada, aproape plin. Spuneam că toată lumea s-a întins la ăsta. Bine a venit Andreea, o tia. Aici am, am de dat. Am de dat și am, v-am zis, să vă las lista de dedesubt. Ăsta nu e oris. Deci dacă vă uitați după iris, nu ulte, nici, puteți să nici nu testați. Este o leacă de oris pe acolo, prin, prin fundul curții. Dar este majoritar citric. Ei listează și ingredientele pe o parte. Ăsta cam merge după formulă. Deci sunt unele din alea la care citești ingredientele și înțepenești că nu recunoști nimic și zici, bă, m-am prostit eu sau mi s-a stricat nasul sau nu-i parfumul bun. Și din când în când te uiți la ingrediente și zici, da, pe asta-l simt, pe asta-l simt, pe asta-l simt, pe asta-l simt. Primele trei sunt așa, mandarină, neroli și flori de oranje, care sunt cam tot pe acolo. Deci citric. Este mai mult citric decât oris. Nu vă gândiți la oris. Bun. Dar și ăsta este de dat. Burberry Brit. Ăsta nici nu-l scot că e în cutie și împachetat și de Damer Rhythm. Ăsta e de 30, da. Un grup Indian Jasmine cu frezie și cu gardenie. Un grup de flori albe. Astea două sunt vintage. Ăsta e nou și un parțial. Cred că e jumătate de sticlă de la Body Shop. Nu sunt cine știe ce firme, dar împreună pentru cineva care iubește tuberoză, gardenii din astea, e devis Infusion Diris. Și eu zic, e frumos. Pentru cineva care iubește florile albe, astea sunt, asta e mama lor și e un grup pe care ați putea să-l revendicați. Mai departe. Vacanț lichid. Cocos. Memoir lichid, Anson lichid, l-am dat la primul meu, prima mea tombolă, în decembrie. Mie îmi place casa asta, Memoir lichid. E adevărat că pe vremuri costa mai mult și la un moment dat cred că au făcut lichidare de sticlă, ori se pregătesc să facă reîmpachetare ceva, o rebranduire, pentru că la un moment dat le găseai foarte ieftin, banc. A venit unchiul și s-a făcut și lumină. Ăsta e tată de popă, să știți, că vine cu îngeri, cu din astea, deci unde apare mitică, out-el. Unde apare mitică, belea. Așa, și cu mama și cu așa, cu neamul, măcar cu neamul. Așa, spuneam că Vacanț lichid este spre cocos, spre plajă, spre vară, spre din astea, tropical. Frumos. Mie îmi place Memoir lichid, chiar dacă s-a ieftinit în ultima vreme, că v-am zis că începe să așa. Sand and Sable. De asta am zis că îl fac ori pachet. Cu ce trebuia să-l fac pachet? De la Coty? Oare cu ăsta? Da, de la Gingerbread. Așa. Sand and Sable Gingerbread, care este o turtă dulce de-a dreptul. Și cred că mai era ceva, dar nu mi-aduc aminte cum e pachetul. Deci ăsta este alt pachet. Cu încă ceva. Caut. Le-am pus pe listă, dar n-am lista sus, așa că cremuri, două cremuri, Lolita Lempicka Flor de Corai, care e de 75 și un Jo Malone, astea merg împreună, am să le țin la frigider, ca să nu, în sfârșit îi prindem direct, păi da, Carmina, bine ați venit, dragilor, deci astea sunt alt pachet, oare astea erau? Cred că astea erau cu gingerbread, da, 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 deci astea patru miniaturi de la Anasui, toate sunt diferite, care sunt și foarte drăguțe.
uite așa, pentru cei care vor să testeze casa, asta e o soluție foarte bună. Uite așa, arată toate. Și astea intră cu sablă și cu gingerbread, că sunt toate simpatice, cu turta dulce. Deci ăsta e un pachet. Și ultimul, dar nu cel din urmă, este un special de la Caswell Massey, care e o firmă destul de ieftină, un fel de Avon, dar de pe aici, așa. Adică, și Avon e tot pe aici, dar înțelegi de ce zic. De fapt, cred că se îngrezește. Englezii, nu știu. În orice caz, asta este o ediție aniversară de prin 2012. Și cred că aniversarul 100 de ani sau ceva de genul ăsta. Și arată așa. Este o sticlă specială cu solinotă de liliac. Liliac, dar te trăsnește, deci trebuie să-ți placă liliacul și trebuie să aveți mână ușoară la aplicare. Pentru că e apă de parfum. Apă de parfum sau de parfum? Ediție limitată, 250 aniversare. Deci când am primit casa, 250 de ani, dar este așa, o de parfum. Trebuie să aveți mână foarte ușoară. Eu am dat și am mirosit 2 zile, deci da. Cam așa. Liliacul în asta. Astea sunt cele pe care le pun la bătaie. Astea sunt toate parfumurile la bătaie. Cele de pe Marti, vi le-am arătat toate. Uite așa, fac parte din holul de martie care este destrăbălat, când zic destrăbălat, este chiar destrăbălat. Uite așa, dar nu sunt singurele de pe holul de martie, mai am să vi le arăt în filmul de adevăratele. Toate astea sunt de pe holul din martie, uite așa, din cutia aia de la tanti care voia să se mute și nu s-a mai mutat. Sau s-a mutat și mi-a vândut mie niște chestii. Și ăsta e tot de pe hol. Deci astea sunt hol din parte din captura lunii pe martie. Ca să înțelegeți despre ce vorbim, da? Toate dintre ele merg la dat. Ca să repet, pentru cei care vin la sfârșit. Deși de o oră tot vorbesc despre asta. Parfumurile pe care le-am prezentat aici, toate de astăzi merg pe o listă care va fi postată în comentarii imediat după ce termin video-ul. Dacă vă surâde de vreunul dintre ele, vă puteți alege unul în capul vostru. Cele cu gri deja sunt solicitate de persoane care și-au oferit ajutorul dinainte. Celelalte sunt disponibile și le puteți revendica trimițându-mi un e-mail la 10 dimineața duminică. Ce era cu liliac? Păi să-l mai arăt ăsta. La 10 dimineața duminică, asta e pentru Daniela, că m-a întrebat care era cu liliac, ăsta. Un e-mail la anadana.stosan@gmail.com. Îmi trimiteți un e-mail și îmi spuneți, eu pot să te ajut cu română, engleză, italiană, franceză, germană, spaniolă sau ce vorbiți voi. Și mi-aș dori, în ordinea preferințelor, ăsta sau dacă nu, ăsta sau ăsta. La 10 dimineața. Și o am să o iau în ordinea e-mail-urilor care intră. Până când se termină parfumurile. În momentul în care se termină parfumurile, am să număr acolo câte ajutoare avem. Și în funcție de câte ajutoare avem, am să împart și temele. Temele astea, toate, vor fi teme de cercetare, pentru că lucrez la un fel de, nici nu știu cum să-i zic, un centru de resurse pentru noi. Mă întreabă lumea, de unde cumpăr cutare? Sau cum se cheamă cutăriță? Sau ce magazine poartă firma cutare? Nu știu, eu nu le știu pe astea. De aia, mai ales cele care sunt în România, nu le știu. De aia ar fi frumos și bine pentru toată lumea să avem un fel de centru de resurse unde să împărțim informații de genul ăsta. Asta vreau să fac și cu asta am nevoie de ajutor. Deci o să fie tot pentru noi. Că tot veni vorba de asta, vreau să vă întreb sau să vă rog să-mi spuneți, unu, unde să găsesc Frederic Mal în România? M-a întrebat cineva, Ela Elena, nu știu dacă ești online, dar ea m-a întrebat săptămâna asta și am promis că întreb la live, că eu nu știu, care magazine, în ce oraș din țară se găsește Frederic Mal ca să-l poată încerca. Iar a doua rugăminte este să-mi scrieți aici în comentarii, chiar și după ce se încheie video-ul,
dacă aveți la voi acasă un magazin, să-mi spuneți și mie. Mall-ul, cum m-a sunat mama să-mi spună, vezi că mall-ul din Bacău are Serge Lutens. E informații, cum zic, utilă. Și vreau să-mi le scrieți pe toate aici, ca să le pun eu pe o pagină de la cap la coadă și în momentul în care întreabă cineva, să vă pot trimite la pagina aia, în loc să vă trebuiască noi să căutăm, să vă întreb din nou și din astea. Deci vă rog să-mi scrieți, dacă aveți la voi acasă vreun magazin care poartă parfumul, un magazin de parfumuri, spuneți-mi în comentarii, mi-a de Some Luxury Perfumery. Și nu, dacă poți să-mi spui și ce branduri au, ar fi foarte frumos, ca să avem tot la grămadă. Deci cam așa, cum se cheamă și ce branduri au la vânzare. Și cam atâta pe astăzi, nu știu ce să vă mai spun, pentru că am vorbit foarte, foarte, foarte mult, v-am arătat foarte, foarte, foarte multe, urmează un haul mare, sper să am timp, o să vi-l arăt așa orientativ. Ăsta e restul haul-ului pe martie și sunt foarte multe de povestit aici, pentru că sunt toate neamurile. Și mai am că vreo trei cutii prin, mai am astea două și încă vreo două care au intrat la seria de cadouri sunt comandate pentru alții. Așa, pardon. Și așa mai departe. Deci avem de lucru. Nu știu ce să vă zic. Papa bun, da. Nu știu ce să vă zic, mi-e drag de voi. Totul este foarte bine, vine vara. În continuare văd că lumea este civilizată, în afară de o tanti care a venit și s-a spurcat la mine pe pagină, pe unul dintre videourile de la YouTube, mi-a însuși și mi-a lăsat și mie din alea, cu mânca mea căcatul, cu din astea, cu înjurături. Trebuie să fii tare supărat pe lume, pe viață, așa. Medisan, Frederic Mal. Am înțeles. Deci Frederic Malul se găsește la Medisan pe calea Dorobanți, care ajungeți în București, la Elena, că pe tine te interesa, acolo e. Da, am avut și eu în sfârșit un hateareală, dar din aia de adevăratele cu înjurături, trebuie să fii tare supărat pe viață, să te apuci și astăzi să-ți dai drumul pe munca altuia, da? Mă rog, ei am dat, cum se cheamă, se poate da la YouTube, acum am învățat, dai acolo să semnalizezi YouTube-ului că ăla este conținut indecent, imoral, ilegal, hitreală. Madison livrează și în țară, în România, prin curier. Am înțeles. Deci, da. Gata, iubiții mei. Asta este. Am să vă pun acum link-ul în comentarii. Vă rog să-mi scrieți. Vă rog să vă uitați la listă. Dacă vă interesează, să știți că, așa cum v-am arătat, sunt numai parfumuri designer. N-am nimic nici aici. Pentru asta probabil că o să fac o tombolă de adevăratele, astea sunt pentru muncă sau mă rog, bonus pentru cei care vor să ajute și atât, parcă mai era ceva, dar am uitat. Să rămână că ați venit, să veniți și pe nastrănăs.com, să veniți și pe YouTube, acolo și acolo e distracții. Să mă iertați dacă n-apuc să mă tencuiesc, mai ales la parfum, la astea de marți, unde sunt numai informativi, deci chiar nu e de distracții, nici nu trebuie să vă placă de profesor. Și dacă aveți idei, comentarii, sugestii, din alea, știți voi. Gata. Nu mor caii când vor câinii. Vă las. Să știți că din când în când bărbatul meu lucrează de acasă, vinerea, cum se întâmplă azi, și aude tot felul de chestii din astea. Nu mă rog, da, aude tot felul de chestii din astea și mă întreabă după aia, câteodată te mint. Ești ok? Ai pățit ceva? Că am auzit că făceai ca... Așa, ca să nu mai zic că atunci când îmi duc copilul la școală dimineață, mă văd așa tencuit, deci în papuci și tencuită, cum mă vedeți, la 8:30 dimineața, deci distrați. Nu mai poate, dragul vostru, gata, pa! Mi s-a uscat gâtul. Pușa și să știi că te țin minte. Fată! Gata, pa! 1, 2, Radio România Muzical.